ajuns aici acum primul nostru de recunoștință și aș vrea să închei spunând că aș vrea să fiu prezent ziua în care domnul primar ne va invita la conferința să ne invite să dezvelim și monument. Mulțumesc! A putut să ajungă cu
revoluționarii considerați niște ortodoxi, asta s-a reușit în cei 30 de ani și este trist că s-a întâmplat așa. Stimați invitați, dragi colegi, dragi elevi, 14 și 15 decembrie sunt zile cu rezonanță istorică pentru România post-revoluționară, dar și pentru Iași. Astăzi avem onoarea și plăcerea de a avea alături de noi oameni care au avut o contribuție remarcabilă în ceea ce înseamnă Revoluția Română și ceea ce s-a întâmplat mai apoi în România. Permiteți-mi să-i prezint pe invitații noștri de astăzi, cărora le spun bun venit în spațiul Colegiului Național. Domnul Petre Roman, fost prim-ministru al României, domnule prim-ministru, doamna Ioana Diaconescu, poet și autor a uneia dintre cărțile despre Revoluție, despre care se va face vorbire și astăzi. Doamna Andreea Bădilă, de la Institutul Revoluției Române din decembrie 1989, pasionată de istorie ca și voi. Da, cercetător și, în ultimul rând, cel care a făcut posibilă această întâlnire, domnul Casian Maria Spiridon, care este președintele asociației 14 decembrie 1989 Iași. Veți vedea de ce? Pentru că Iașul a avut un rol important în această revoluție. Le mulțumim! Și am să rog pe domnul Petre Roman să ne spună câteva lucruri despre acea perioadă. De ce spun doar câteva lucruri? Pentru că ar trebui ore întregi și zile întregi în care domnia sa să ne împărtășească evenimentele acelei perioade. Din păcate, timpul nu are întotdeauna răbdare cu noi și sper va trebui să ne rezumăm doar la timpul alocat acestei activități. Să nu vă imaginați că baricada era un zid format din cine știe ce saci sau... Nu, era un fir de mese, scaune, bare, nimica toată, dar care, începând cu ora, ceva mai devreme de ora 2 la prânz, a tăiat circulația în punctul cel mai cu traficul cel mai mare din București la în dreptul intercontinental, pe Bulevardul Maghiar. Baricada, deci, a început undeva pe la 1:30. Eu am ajuns la baricadă spre ora 4 și am rămas acolo până când baricada noastră a fost înăbușită într-un masacru. Cele mai multe focuri au venit de la oamenii securității și a miliției, care au tras în noi de la 2-3 metri, dar și lunetiști. Noi la baricadă mai eram, ne-am făcut socoteala ulterior, mai eram 81. Din 81, 39 au fost uciși, măcelăriți. Tinerii ca voi, repet, 15, 16, 17, 18 ani, se urcau pe aceste mașini, băteau cu pumnii în geamurile care erau, desigur, incasabile. Mașinile de pompieri treceau, baricada rămânea mai departe. Am în memorie lucrul acesta pentru cât o-i trăim. S-a întâmplat ca după victoria Revoluției Române, care s-a transformat într-o mare tragedie, să nu se vorbească nici pe departe, atât cât ar fi trebuit să se vorbească despre baricadă. Repet, a fost momentul crucial. Dacă baricada era înăbușită, eliminată, așa cum își dorea dictatorul, mai înainte de a o transforma într-o baie de sânge, nu puteam vorbi despre victoria Revoluției Române, pentru că
ea a fost pecetluită de marșul a sute de mii de muncitori, în primul rând, din toate colțurile Bucureștiului, a doua zi dimineață și știți bine că Ceaușescu a fugit cu elicopterul în jurul orei 12. O asemenea răsturnare colosală nu știu dacă s-a mai întâmplat vreodată în istoria vreunui popor. Mulțumesc! Din punctul meu de vedere, pentru orice tânăr, indiferent de domeniul pe care îl alege, este foarte important să-și cunoască istoria și mai ales istoria lor locală. Pentru cei pasionați de istorie, vă recomand cartea și pentru istoria voastră locală. E un demn pentru voi de a lectura în măsura în care aveți posibilitatea. Această carte, scrisă de domnul Casian, unul din liderii Revoluției de la Iași, împreună cu doamna Ioana Diaconescu, se numește Revoluția ascunsă, premize și declanșare Iași, 14 decembrie 1989, și consider că este cea mai importantă carte și de referință pentru istoria locală a orașului Iași, mai ales în contextul evenimentelor din 1989. Primul punct al Revoluției a început aici, la voi, în orașul Iași. Ce pot să vă spun este că nemulțumirile erau foarte mari, de natură socială, de natură politică, de natură economică și de natură ideologică și foarte mulți, mai ales la nivel intelectual, sufereau pentru că erau privați de libertatea de exprimare. Ideea ar fi că trebuie să avem tot respectul pentru ceea ce trăim noi astăzi, datorită acestor oameni care s-au sacrificat pentru noi în decembrie 1989. În cazul acestei acuzații, cea mai gravă în regimul pe care îl trăiam, acești 6 oameni urmau să fie executați. Dovada că despre asta e vorba și de asta s-a vorbit mereu, că ba e, că ba a fost, că ba n-a fost. Eu am găsit dovada după îndelungi așteptări și îndelungi încăpățânări ale mele împreună cu Departamentul de Cercetare de la Arhivele Istoriei Recente, cum îi zic eu, nu Arhivele Securității Statului, am cerut de câteva ori aceste dosare penale. Într-un târziu ele au venit. A venit raportul cu acești 6 indivizi. Ele reprezintă și realitatea zilelor acelea și realitatea în formării încet, încet, că ei s-au format de prin octombrie-noiembrie, ca mișcare organizată și neliniștea că nu aveau posibilitatea să-i prindă, să-i acuze așa și în același timp, pe lângă combinatul de utilaj greu, mai erau și alte instituții de cercetare care, după modelul acesta, începuseră să-și formeze mici formațiuni împotriva dictaturii, care aveau diverse nume. Luneta, Petarda, Arcul, în sfârșit aveau nume de coduri pentru ei ca să se recunoască. Cu asta închei și subliniez încă o dată că aceste două chestiuni, cu arestarea și condamnarea lor, care este evidentă și există în documente, și aceste caiete, care reflectă, este oglinda vie a celor ultime luni din 1989, spun adevărul că la Iași acești oameni nu au putut să adune lumea în piață pentru că se știa încă de un an de zile despre ceea ce au de gând să facă și i-au arestat pe rând, începând cu ziua de 14 decembrie. A
vroiam să vă întreb despre cum a fost perioada imediat de după Revoluție, perioada din ianuarie, februarie, perioada care probabil a fost cea mai volatilă. În primul rând, am alcătuit un guvern care nu putea fi, ca și componență, schimbat atât de repede, dar așa cum era componența lui, adică pe ministere, am cerut, am ordonat ca să fie în toate sectoarele, eu, adică să numesc miniștri și secretari de stat, ministri adjunți cum erau, pe cei mai buni. Și le-am spus, eu aveam experiența mea de la Politehnică, cunoșteam bine multe sectoare industriale, mașinăria asta economică, industrială, era întinsă la maximum pentru ca să se poată face o producție care în capul lui Ceaușescu era producție pentru producție, deși erau pierderi uriașe. Și atunci sistemul energetic a intrat sub o tensiune maximă și în loc ca să se țină seama că un sistem energetic, dacă este abuziv, excesiv utilizat, frecvența care e fixă, 50 de herți, riscă să scadă și din cauza asta toate procesele tehnologice sunt dereglate. Dar trăise un lucru ăsta, s-au acceptat să nu aberații. Le-am spus, am transmis ca prim-ministru directorilor de toate întreprinderile, măi oameni buni, acum faceți cum știți voi că e mai bine. Măcar atâta. Nu vă mai oprește nimeni ca toate procesele tehnologice să funcționeze, industriale, să funcționeze după parametrii